problema Domnul când avocat, iei eu dintr-un vin coș, după când iei dintr-un 25 de ani coș. din mediul privat, cum avocat. Eu Nu. vin din mediul privat și cred că partea economică N-am niciun dubiu că sunteți foarte înțeleg foarte competent bine. și nici nu am pus întrebarea pentru a face o polemică. Dar atunci problema când iei dintr-un coș, se reduce din ăsta și ca să pui în altul, care e problema ca să ai în ambele coșuri bani? Asta e problema politică a României. Partidul Umanist Social Liberal, cu prietenie, a propus clasei politice să ridice în mod evident producția autohtonă pentru a fi profitabilă, pentru a umple ambele coșuri din producția autohtonă. Atunci când nu produci nimic și te ocupi numai cu ceea ce ai, mutând dintr-un coș în altul, în mod evident, la un moment dat, nu vei mai avea domnul nici într-un Ionașcu coș, nici într-altul. Deci, domnul domnule Ionașcu, Ionașcu, cred că s-a auzit zilele trecute de proiectul de lege făcut de mine, adică deja a trecut de semn.